Revoluționarii din Deva s-au întâlnit joi într-un cadru festiv cu ocazia marcării a 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Cu această ocazie au fost rememorate întâmplările de acum 3 decenii, s-au rostit scurte alocuțiuni și s-au acordat diferite distinții atât revoluționarilor cât și reprezentanților autorităților. Țin să mulțumesc asociațiilor de revoluționari care astăzi au premiat instituția prefectului. Este un semn de prețuire pe care revoluționarii l-au acordat acestor instituții. Sper că și noi să facem pentru ei cuvenitele lucrurii și să, la 30 de ani de la Revoluție, să nu dezamăgim și să încercăm să creăm un viitor pentru cei care s-au jertfit acum 30 de ani pentru noi. La rândul lor, reprezentanții autorităților și-au adus prinosul de recunoștință față de cei care au fost în primele rânduri ale Revoluției din decembrie 1989. Avem obligație morală să cinstim pe cei care, sau datorită cărora noi ne bucurăm acum de libertate. O facem în fiecare an cu recunoștința cuvenită, cu maximă recunoștință, pentru că lor și înaintașilor noștri le datorăm foarte mult. Peste 1100 de oameni și-au pierdut viața la Revoluție pentru ca noi să fim liberi. Lucrul acesta nu-l putem uita. Veșnică recunoștință celor care și-au dat viața pentru libertatea noastră, pentru patrie, pentru popor, pentru țară și așa este firesc să ne întâlnim la astfel de momente, să îi comemorăm și în egală măsură cei care au participat la Revoluție și sunt printre noi, să ne întâlnim cu dânsii și să socializăm și să ne bucurăm în această perioadă și de spiritul sărbătorilor de Crăciun. Le doresc tuturor sărbători fericite, binecuvântate și cu multă, multă sănătate. Din fericire, în timpul Revoluției în municipiul Deva nu s-au înregistrat victime.